Bun găsit, dragi prieteni! Vă reamintesc că sunteți pe canalul Karma by Natalia și astăzi, așa cum v-am promis, o să vă dau niște formule și construcții runice universale pentru sănătate și vindecare. Ca să înțelegeți mai bine simbolurile care o să vi le dau, ca să nu apară neclarități, o să vă rog să priviți și videoul meu trecut, Rune Sănătate Vindecare. O să găsiți linkul mai jos. Prima construcție runică, care se numește Sănătate și Viață Lungă, o vedeți acum pe ecran, este compusă din runele Inguz și Dagaz, despre care am vorbit detaliat data trecută. Nu contează ce problemă de sănătate avem, acest simbol va lupta cu orice tip de boală. Energizează foarte puternic și acordează mintea pe o undă pozitivă. Purtătorul unui talisman cu această construcție runică își va pune automat lucrurile în ordine atât în exterior cât și în interiorul său. Simbolul îi va aduce sănătate de fier, energizare, gânduri pozitive și viață lungă. Talismanul trebuie să fie numai decât din material natural, lemn, piatră, bronz sau piele, făcut individual și programat să lucreze pentru o persoană anumită. Puteți la fel să o scrieți pe o bucată de hârtie sau carton împreună cu numele dumneavoastră și data nașterii și să-l purtați tot timpul aproape de corp. Va lucra un pic mai slab decât un talisman, dar totuși va lucra. În continuare o să vă propun niște formule runice pe care puteți să le folosiți pe un termen de timp mai scurt, în dependență de problema de sănătate pe care o aveți. Aceste simboluri, la fel, puteți să le scrieți pe o bucată de hârtie împreună cu numele, anul, data nașterii, pe fotografie sau chiar pe corp, pe mâna stângă, de exemplu, așa cum vedeți în imagine. Formulele sunt compuse iarăși din Inguz și Dagaz, la dreapta și stânga, iar în mijloc se pune runa cu problema de sănătate care trebuie înlăturată. De exemplu, avem Inguz, Ansus, Dagaz, vindecare angine, probleme cu gâtul, plămâni, vorbirea. Inguz, Raido, Dagaz, vindecare fracturi și alte boli a aparatului locomotor, Inguz Manas Dagaz, îmbunătățirea memoriei și stimularea creierului. Pentru energizare avem două variante. Cea mai simplă este runa Urus sau formula runică Sovilo Urus Inguz. Putem face semnul runii Urus cu mâna deasupra unui pahar cu apă curată, apa o bem și vom observa că efectul de energizare va veni imediat. Pentru întărirea sistemului imunitar avem următoarele formule. Prima, Kenas Urus Inguz. Următoarea, Kenas Inguz Berkana, este stabilizarea sănătății pentru femei, iar Inguz Teivas Dagaz, forță și sănătate masculină. Iar această construcție runică care o aveți pe ecran ajută foarte bine la înlăturarea migrenelor și durerilor de cap din cauza stresului și oboselii. Am testat-o personal deja de câteva ori, durerile dispar după 2-3 ore după ce am scris-o pe braț. Construcția este compusă din 4 rune, Berkana, Kenas, Vunio și Evas. Aici vreau să dau un pic de explicație. Runa centrală aici este Evas, care echilibrează fluxul de energie dintre suflet și corp. Pentru că cauza durerilor de cap este de fapt o pierdere sau scurgere de energie. Sper că o să fiți de acord cu mine. Vă asigur că 90% din cazuri a migrenelor sunt din cauza stresului și a oboselii. Runa Evas reface, stabilizează circuitul energiilor în corp. Runa Vunio o avem aici ca pilula antidepresant, iar Berkana are rol de calmant ușor și regenerare.
Runa Kenas, care stă înăuntru construcției, are rolul de a activa, a încălzi și de a menține activ procesul de lucru a întregii construcții. Putem să o lăsăm peste noapte și o ștergem a doua zi. Folosiți un pix sau o carioca care se spală ușor. O să vă rog să nu vă fie frică ca să încercați efectul runelor. Scrieți în comentarii dacă ați încercat și v-a ajutat sau nu. Mai jos o să găsiți e-mailul meu, puteți să mă contactați pentru întrebări private sau dacă doriți un talisman pentru sănătate și viață lungă. Pentru că sănătatea este lucrul cel mai de preț pe care îl avem, de asta, dragi prieteni, aveți grijă de voi și de cei dragi. Iar eu vă zic pe curând și ne revedem la un nou video.